Moi, un pic, il y a le mina d'acolo Moi, un pic. Non, moi, un pic. Da, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Am șters un pic camera pentru că s-a aburit de la domnul Tudorel Toader. Deci a venit domnul acesta cu abureala aici la noi, ne-a zăpăcit de tot, nu se mai vedea nici domnul Barbu, nici invitatul domnului Barbu, nici emisiunea oricare ar fi ea. Abureală mare de tot cu omul ăsta, cu Tudorel Toader. Este un abur, nu ne mai vedem, că nu ne mai vedem între noi oameni aici în studio. E nebunie mare cu domnul Tudorel Toader, care a venit să ne spună că ar putea cam asta să fie mesajul. Am venit să vă anunț că pe mine să nu contați. Deci ar putea să fie și ăsta mesajul, pe de o parte. Asta ar fi un mesaj pozitiv în care domnul Tudorel Toader, domnule, uitați ce se întâmplă. M-am mai gândit în avion, am mai avut un pic de timp pe avion acolo și m-am hotărât. Bă, pe mine nu mă băgați în circoteca asta cu Chioveși și cu demiterea ei și nu știu ce. Poate să fie asta, ăsta mesajul. Dar mai poate să mai fie mesajul domnului Tudorel Toader și ăsta așa. Domnule, eu am foarte mult simț al umorului și am văzut că e distract aici și m-am băgat și eu în chestia asta. Am și eu niște glumițe, particip și eu la toată chestiunea aceasta, la toată șandramaua asta. Domnul Tudorel Toader, din punctul meu de vedere, ori i-a făcut de râs, ori s-a făcut de râs. Deci, nu știu, una dintre cele două variante. O să ne gândim imediat despre ce e vorba. Între timp, vreau să vă arăt pe doamna Cosma, o doamnă care participă în continuare la dezvăluiri și la această situație în care ne aflăm. Doamna Cosma este o legătură între dânsa și fratele dânsei. În timp ce fratele dânsei falsifică probe, doamna Cosma și-a falsificat buzele. Deci, vedeți, aveți acest cadru cu doamna Cosma intens falsificată din punct de vedere al buzelor. Și mai avem încă o poză cu doamna Cosma foarte importantă, pentru că Simona Halep tocmai a venit cu o victorie la Doha și a trecut cumva pe primul loc. Nu știu, să vedem dacă va și rămâne acolo. Trebuie să dăm burtiera jos ca să se vadă toată chestiunea. Doamna Cosma, vedeți bine, înaintea Simonei Halep era branduită de firma Nike. Deci doamna Cosma este oferită în aceste momente de acelea, are același sponsor cu Simona Halep. Este foarte important de menționat chestia aceasta. Și Tudorel Toader, săptămâna viitoare, așa cum ne-a amenințat și cum ne-a anunțat, va veni cu, domne, o analiză per total asupra chestiunii. Va veni în Parlament, domne, nu așa, va veni și va analiza toată treaba. Și poate concluzia domnului Tudorel Toader ar fi revocarea lui Muguri Ciuvică și a Andrei Cosma. Domnule, ar putea să vină cu o soluție de genul acesta. Domnule, propun revocarea, în primul rând, a Andrei Cosma și în al doilea rând, a lui Muguri Ciuvică. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. Nu cred că îi va revoca pe niciunul dintre Da. ei. Că mi-e că îl remaniază doamna Dăncilă. Poate îl revocă doamna Dăncilă înainte. Înainte să termine propoziția, înainte să termine fraza, când aude, îi revoc pe... Stai că sunt prea mulți, tu aveai doar unul de revocat, pe doamna Chioveși. Da. Păi unde te duci tu? Unde te duci tu cu revocările? Ceea ce e foarte interesant la domnul Tudorel Toader e că toată lumea l-a întrebat un singur aspect. Dom'le, Chioveși. Nici măcar n-au formulat o întrebare, au spus un nume. Chioveși. I-au dat Da. play și uite ce a spus domnul Tudorel Toader. Ascultă-l puțin. Invitația și pe cheltuiala Băncii Mondiale, pe data de 11 februarie am mers la Tokyo pentru a participa la evaluarea marilor proiecte de regenerare urbană din mai multe țări. Cartierul pentru Justiție face parte din categoria proiectelor de regenerare urbană, urmând să fie finanțat de către Banca Mondială. În zona centrală a Bucureștiului vor fi construite sediile Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Ministerului Public, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii, tuturor instanțelor și parchetelor din București. Va fi astfel rezolvată problema deficitului de spații pe de o parte, problema spațiilor necorespunzătoare pe de altă parte. La conferința din Japonia au participat în acest scop reprezentanții ai Ministerului Justiției, reprezentanții ai Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanții ai Primăriei
capitale. Am participat așadar la două zile de dezbateri. Emoționant discurs al domnului Tudorel Toader. 16 și 17 decembrie. Sub pretextul împiedicării aplicării unei sentințe. M-am întors din Tokyo, unde am discutat, am avut... Domnule, mi se pare că seamănă, mi se pare că e aceeași persoană, mi se pare că a revenit ăsta. Mie mi-e frică, deci cumva mă apucă și frica. A revenit ăsta, bă, frate, din nou. E revenit. Eu nu mai țin minte dacă pe Ceaușescu îl întrebă ceva și îți răspundea altceva. Adică să te întrebe lumea, de... implicit te întreabă de Chioveși, că se știa că ăsta e motivul pentru care a venit cu două zile mai devreme. Da. Să te întrebe lumea de Chioveși, să te întrebe, să aștepte Liviu Dragnea ceva despre Chioveși, să aștepte Dăncilă ceva despre Chioveși. Asta îmi place. Să așteptăm tot. Bine, pe Liviu Dragnea și eu aș vrea să-l ținem în suspans. Asta e frumos, abia asta e frumos. Și tu să vii să povestești ce s-a întâmplat în Japonia. Păi las-o, Doamne, iartă-mă, de Japonie, că a venit premierul Japoniei și n-ați fost unul în stare să-l întâlniți, l-au plimbat în muzeul satului, muzeul țăranului român, pe unde l-au dus pe omul ăsta, n-a contat, s-a dus Tudorel la Tokyo, a văzut ce frumos e acolo, că au clădiri, au zgârie nori, s-a decis să facă și în București niște cartiere ale justiției și asta ne spune, nu interesează pe nimeni așa ceva acum, nu, adică... Nu, dar e important de menționat, faptul că, domnule, Tudorel Toader, de unde vine ridicolul în toată chestiunea asta? Din Tokyo vine de data asta ridicolul. Adică de aici. Adică așa, ia. A, n-am mai mers. Acum am mers. Nu au zis. Și scriu și o piesă. Și-a lăsat inimioară în Tokyo. Deci omul ce nu știe să o fi îndrăgostit pe acolo, i-a luat Tokyo o mințire. Și ideea simțul este... ridicolului l-a lăsat tot în Tokyo. Da, ideea este că el luni a apărut cu această declarație în urma imaginilor cu DNA-ul, cu nu știu ce, și domne, nu mai avem timp, nu mai avem timp să sesizăm inspecția judiciară. Nu mai e timp de așa ceva. O să vin de urgență, a plecat de urgență, a costat o grămadă de bani, probabil avionul, că luat așa în pripă, ne-a costat și avionul ăsta cu care a venit domnul. Și a venit în fața noastră și a zis așa domnul Tudor Toader. Am mai zis o chestie interesantă. Domnule, trebuie să fiu independent, mi s-a promis un tip de independență aici și așa și pe dincolo. Și asta e interesant, că poate asta argumentează de ce domnul Tudor Toader a făcut mișto ăsta astăzi, că eu am luat-o ca mișto. Ai luat-o ca pe un pamflet. Da. Această informare de presă va fi un pamflet. Da. Să vă povestesc ce am făcut în Tokyo. E un oraș curat, oameni civilizați. Să ne spuneți, doamna Chioveși, vă rog, lăsați ungurii. Hai că nu e ungurat. Vă rog. Vă rog. Da. Dacă m-ați lăsat să vorbesc, să-mi duc ideea până la cap. Voi face niște cartiere pentru justiție, căci este un spațiu înghesuit, cel pe care l-avem la dispoziție. Deci, omul avea o problemă locativă în momentul de față. Dom'le, că unde îi mai pune pe procuror? Păi vezi că spune Forumul Judecătorilor astăzi, într-un comunicat de presă, că dacă intră în vigoare legile justiției, așa cum sunt ele încropite în Parlamentul României, 2000 de magistrați pleacă din sistem instant și alți 2000 de magistrați părăsesc sistemul în următorii 5 ani. E, uite, nu mai e nevoie de clădiri noi pentru justiție, că nu o să mai ai pe cine să cazezi în ele, pleacă magistrații. Așa ca o nuanță interesantă. Pleacă justiția, dar impresia pe care am avut-o era că, domne, noi eram angrenați într-o chestiune neserioasă. Deci discuția despre conduța Chioveși erau niște chestiuni neserioase și l-a venit cu o discuție serioasă. Am o rugăminte, mă lăsați-mă, părea așa genul ăsta, știi? Asta o vom discuta în altă, nu asta e prioritatea. Asta e problema noastră acum, domne, DNA-u. Eu am venit cu o zi mai repede din, sau două, nu știu câte mai avea programate, dar două zile mai repede, ca să vă anunț ce vă spun acum. Deci eu am venit să vă spun pentru... Deci, zăi seama, omul s-a încântat atât de tare de ce s-a întâmplat în Japonia, încât n-a mai putut sta acolo, a venit aici brusc, două zile mai repede. Dom'le, e cam bancul ăla cu veverița. Veverița care lipsește două zile de acasă, ajunge într-un final și o întreabă veverițoiul. Ce ai pățit? De ce ai lipsit două zile? Păi m-au prins doi iepuri și m-au agresat sexual patru zile în continuu. Păi stai că e lipsit doar două zile. Mă duc și mâine și poimâine. Așa și domnul Tudorel Toader. Se duce și mâine și poimâine. Am venit cu două zile mai devreme. Nu mai pot să vă spun, să țin în mine ce am de spus. Păi și ce se întâmplă? Joia viitoare voi vorbi despre justiție. Păi de ce joia viitoare? Păi vă mai duc un pic. Mai am niște drumuri de făcut. Da. În fine, interesant a fost conferința de presă cu care v-am lăsat, în care v-am lăsat ieri, la finalul emisiunii. Dom'le, a fost interesantă din punctul următor.
motor de vedere. De asemenea, toată lumea era protectă, vreo 3 milioane de oameni au urmărit conferința de presă ieri pe la toate posturile de radio și de TV, așa, și dintre ei mi se pare că mulți au fost și pe la ambasade, au fost și străini care urmăreau oameni importanti, diplomați. Nici aceste ulți la ora nici nu era cine știe ce e adevărat. Nu era niciun film bun. Nu era nicio ofertă importantă, deși da. Pe B1 TV am văzut că a fost foarte mișto o emisiune, Ferma Vedetelor. Am văzut la știrile B1 TV că a fost foarte tare, Ferma Vedetelor pe Pro TV. Am văzut astăzi la știrile B1 TV. Așa, revenind. Domne, prima întrebare. Deci după ce a ținut doamna Chioveși un discurs cam detalia celui ținut de domnul Tudor Toader, deci practic undeva la vreo 5-6 minute. Așa, prima întrebare, Cătălin Tolontan, Gazeta Sporturilor. El s-a anunțat cu prima întrebare, l-avem în imagine, l-avem și pe ăsta, hai să dăm pe Cătălin Tolontan. Dom'le, mă așteptam să fie întrebarea, ce formulă credeți că va folosi Nicolae Dică mâine seară în partida cu Lazio? Mi se părea, totuși, dacă îți punea întrebarea mai asta. Mai de Gazeta Sporturilor? Da. Păi nu te-ai obișnuit până acum că în țara asta investigații de presă, în presa scrisă, mai face Tolontan de la Gazeta Sporturilor și, atât. Și colegii săi? Și cam asta, păi, cam adică asta sunt. Mirela Neag, exact, da, mulțumesc. Da. Și iară, interesant, uite, interesantă a fost și prezența, că Tăinitul Lontan a venit de două ori, deci el a stat la rând de două ori. S-a așezat de două ori, să zic. Mai fi luat pe cartelă. Dumneavoastră n-ați mai stat odată? Nu. Știi, și era bine să apară cu o mustață falsă, deghizat. Nu sunteți Cătălin Tolontan? Nu, sunt Cătălin Bolontan. Tot de la gazetă. Tot de la gazetă, da. Dar sunt altă persoană. Și, deci părea într-un fel ca Colombo, știi, care stătea cu un carnețel și mai apărea din când în când. Mi-a mai ales aminte o întrebare. În ce scuze? Da, o întrebare. Ultimă întrebare. Da. Și la vreo și pe băiatul ăsta mi s-a părut că a făcut senzație. Deci, practic, în fața 3 milioane de telespectatori. De la Libertate era, de la Libertate a stat 3 ore în cadru acolo și stătea și filma și la un moment dat și-a dat seama, bă, ia să zic și eu ceva. Și a pus niște întrebări, bă, nu știu, adică mai părea, următoarea întrebare era pe care de consecință, domnule Chioveși, și când ajungeți la serviciu, așa, dumneavoastră, când primul lucru pe care îl faceți cel, care este? Deci părea și total irrelevant. Dumneavoastră cum beți cafeaua mă interesează în primul rând. Nu spuneți că beți o cafea. Asta știu. Cum beți cafeaua, doamna Chioveși? Vă rog să răspundeți. Vă rog să aveți răbdare. Veți avea toți dreptul la o întrebare. Vă rog să-mi răspundeți la ce. Poate venea iar TV-ristul să facă ordine acolo. Ai văzut Vedeta TVR? Da, Vedeta TVR. Vedeta TVR. Eu nu pun întrebări pe care mi le transmite cineva. Era unul cu două căști. Ți se vede hands-free-ul. Da. Prietene, poate mai bine era mai cinstit să pui niște întrebări, da, din redacție, vede, cine știe de unde n-ai bătut întrebările. Era nemulțumit că al jurnaliști avea telefonul deschis și el avea senzația că, domne, cineva primește întrebările pe SMS sau pe WhatsApp. Probabil se întâmplă așa asta, să nu negăm. Dar el cu două căști spune, mie nu-mi spune nimeni ce să... Dacă mai puteți să repetați asta. Da. Dacia UTVR-ului, sigur că da. Băi, deci a fost oricum doamna Chioveși, așa urmărind reacțiile fiecare a văzut la doamna Chioveși ce și-a dorit. Deci, practic, mulți oameni, am văzut foarte mulți oameni și am pus și o întrebare pe pagina Bună România, îți da, domnule, uite, o femeie decentă a răspuns la toate întrebările, nu s-a ascuns, deci pe partea cealaltă. Asta a fost o minciună, doamna Chioveși a mințit cu chestia asta, deci, practic, uitați-vă cu minte, uitați-vă la ea cu minte. Era fiecare, deci, practic, aceeași situație, același om, era interpretat în feluri contrare. Deci era ceva, parcă era o nebunie, mă. Stai un pic. Ce vedea la doamna Chioveși când o privea aseară? Că noi am privit-o vreo jumătate de oră aici, în gol. Da, în gol. Ne-am uitat un pic. Eu știi ce am văzut? Eu o vedeam într-un maieu și pantalon scurți. O vedeai de când a început ea? Uite, adică, așa o vedeam. Fără uite așa o apariție sinceră, practic. Asta uite. Este sinceritatea. Doamna Chioveși... Scoate și burtiera să-i se vadă genunchi. De acolo a plecat. Aici, domne. Da, aici pornește tot. Și acum întrebarea care se pune este următoarea. A marcat sau nu a marcat doamna Chioveși? Că mingea o are în mână. În ultima secundă. Da? În ultima secundă. Ea a aruncat la coș, poamenii. Mi s-a părut că a marcat constant, adică n-a fost de ultimă secundă. Dar știi care e problema pe care eu nu reușesc să-mi o lămuresc singur? Ce cu baschetul ăsta, domne? Dom'le, ce-i cu baschetul ăsta? Că noi aveam senzația că în România sportul rege e fotbalul. Dar nu e, domne, baschetul. Laura Căduța Chioveși? Basket. Basket. Ghiță. Basket, patron de basket. Patron, mare patron. Ponta basket. Basket, da. Dar joacă în continuare Ponta. Deci cât îi mai permite genunchiul ăla bionic. Joacă în ultima ligă. Acum e femeia bionică, știi că ea are și aparatură în el. Nu, și de asta ofticos mi-a povestit mie cineva. Cineva? Care joacă persoană importantă. Nu dau nume, da. Cine, doamna Chioveși? Mai rău. Așa. Augustin, Lază, de la ofticos care pune presiune pe arbitrii Ponta, joacă în fiecare duminică și se enervează și țipă și nu știu ce. Auzi, dar joacă măcar corect? Știe regulile, adică păi joacă după regulile, păi nu e ca în politică. Da. Adică... Păi nu și în politică le știe, dar asta nu îl împiedică să le încalce.
Da. Oricum, ce e important este că trebuie să avem, cineva trebuie să redea încrederea în justiție. Toți PSD-iștii vin și spun chestia asta. Toată lumea și dumne trebuie să se redea încrederea în justiție. Și îmi place această idee, conform căreia, dumne, nu care cumva vreți voi PSD-iștii să redați voi încrederea în justiție, nu care cumva are domnul Dragnea, că știi că are mână bună la numit. Are domnul Dragnea un om care, pe care să-l pună la DNA? Poate are domnul Dragnea pe cineva, ne propune domnul Dragnea pe cineva. Cine știe, poate are o soluție. Trebuie să mă gândesc. Pentru că domnul Dragnea, atenție, este deranjat de anchetele astea, așa cum se fac la DNA. El ar vrea să fie prins și de-aia vrea să dea un om de încredere, să-l pună acolo, să instaleze un om de încredere ca să-l prindă în mod legitim, nu așa pe șmecherii. Deci așa la prima vedere, oricine ar spune, da, domnule, știi pe cine vrea să pună la DNA, pe cine? Păi Eugen Nicolicea, domnule. Alții ar spune, nu, domnule, nu are experiență judecă. Șerban Nicolae, domnule. Îți spun eu că nici pe unul, nici pe celălalt. Tu te uiți de barou constituțional, barou paralel, barou bota? Da. Există un barou? Au apărut așa dânsenii, știi cum cresc flori, ai o grădină. Și tu plantezi trandafiri, garoafe, ce da. Doamne iartă mă plantezi? Tu e, crezi și niște bălării pe lângă. Cresc, da. E, uite așa a crescut un barou paralel în România. Cum ar fi să apară domnul Dragnea și să spună, cu deplin respect față de justiție, conștient de gesturile mele, Partidul Social Democrat crede că e momentul pentru un profesionist. Să-l punem pe Pompiliu Bota de la Baroul Constituțional, șeful luptei anticorupție. Cum ar fi să vină așa cu un absolut un personaj de ăsta, nu știu, halucinant, pe care nici nu știu unde să-l încadrezi. Să vină cu ceva de genul ăsta. Cum ar fi? Da, nu, chiar ar fi, ar rezolva toată discuția și toată problema asta tensionată în care ne aflăm. Dom'le, să vină cineva care să știe pe cine să pună acolo. Uite, de exemplu, domnul Orlando Teodorovici este un om care a venit să rezolve o situație tensionată de la Ministerul de Finanțe. Deci el a venit și cu niște promisiuni. În primul rând a zis, domnule, toate firmele aflate în insolvență vor fi tratate fără milă. Deci asta terminăm în audierile pe care le-a avut ca ministru. Asta a fost declarația și promisiunea domnului Teodorovici. Aseară, unde credeți că urmărea domnul Teodorovici discursul doamnei Chioveși? În club? Nu, că a fost de vreme discursul doamnei Chioveși. Nu, tot un fel de club ești acolo, un club mai exclusiv. În sediu PSD? Da, e un club. Urmărea de la Realitatea TV, care este în insolvență. Deci, din mijlocul insolvenței, venise domnul Teodorovici și urmărea desfășurarea evenimentelor. S-a dus să măsoare insolvența. Da, și asta păi e. Nu poți să iei decizii fiscale fără să mergi printre oameni, să vezi dacă e adevărat, să pui mâna, să vezi, domnule, nici insolvență, nu o fi, poate doar vorbesc gurile rele. Și da, omul s-a dus practic a avut curajul să intre în cetate ca să poate că în sensul ăsta s-a dus acolo, să verifice niște lucruri, să vadă, poate a vrut să facă, cum se face, o evaluare înainte de faliment, să faci o evaluare. Poate în pauza publicitară spunea, să-mi aduce și mie registrele contabile. Câte minute mai avem? 5 minute până intrăm în direct. Și vă rog frumos toate documentele firmei. Și toate, dacă tu de-aia am venit, stai un pic. Eu mai mult de-aia am venit, și răspund la întrebări dacă e da. Și tot domnul Orlando Teodorovici a făcut o promisiune legată de ziua de joi. Joi este astăzi, hai să o vedem, să o urmărim. Promisiunea al domnului Teodorovici. Joi, în ședința de guvern, o să vină cu o propunere de modificare, astfel încât și aceste situații să fie acoperite. Cum s-ar putea modifica în ideea de a se suporta de la stat? Nu, vedem. Acum am spus, asta se discută la nivelul Ministerului de Finanțe, Ministerul Muncii și Educației și nu numai, astfel încât să vedem care e cea mai bună soluție. Toți cei care sunt implicați, sănătate, muncă, finanțe, cele două case... Și cei care au avut acest plătesc contribuții. Nu, repet, am mers pe acest principiu ca nimeni să nu piardă și nimeni să nu aibă de suferit în urma modificărilor legislative, fie că vorbim de legea salarizării, fie că vorbim de altă prevedere legală. Deci domnul Teodorovici a zis niște lucruri, a lămurit toată chestiunea fără milă. A zis că o să rezolve joi și problema mamelor și concediului mamelor, mă rog, toată nenorocirea asta pe care au riscat oamenii ăștia. Azi, joi, apare purtătorul de cuvânt al guvernului și zice, domnule, n-am discutat, domnule, așa ceva. Domnule, cum să discutăm așa ceva? Nu s-a pus, domnule, problema de așa ceva în ședința de guvern. Păi cum să stă? Adică părea așa o treabă neserioasă. Senzația era de treabă neserioasă, pe care, în fine, nu știu de ce, i-a dat cuiva în cap că ar trebui să o discute. Între timp s-a făcut o comisie de anchetă pentru șeful SPP. Era cazul. Bă, nu se mai putea. Eu cred că de 2-3 luni oamenii ăștia nu mai înființaseră nicio comisie specială de anchetă. Deci, senzația mea e că Partidul Social Democrat a dezvoltat așa în sufletul său o frustrare față de procurori. Ce doamne că anchetează ăștia pe noi? Nu poți să faci, să muți niște fonduri, să faci un grup de infracțional organizat, repede anchetă. Dumnezeu, dar noi care suntem votați de popor, noi nu putem să anchetăm? Au înființat comisie de anchetă pentru alegerile din 2000.
nouă, că era important. Trebuia rezolvată chestiunea. Și au tras o concluzie. Da, da, au tras o concluzie, au tras-o în aer concluzia aia. Bun, încă nu s-a întors pe pământ. Au mai înființat o comisie specială privind legile astea ale justiției. Au mai înființat o comisie de anchetă. Au transformat Comisia de Control SRI într-un fel de comisie de anchetă să ancheteze și ea. Acum stăteau un pic, domne, palmele mâncau rău de tot la Partidul Social. Domne, noi nu mai anchetăm nimic, că eu pe Căveși n-am reușit să o anchetăm. Sufrageria lui Oprea, nu reușim să o anchetăm. Pahonțu! Băi, să tăbărâm pe Pahonțu. O să-l anchetăm pe Pahonțu. Doamă, dacă nu-l anchetăm, de-l găsesc. Gata, l-anchetăm toate... pe Pahonțu. Până rezolvăm cu Chioveșia da. să-l anchetăm noi pe Pahonțu. Și au înființat o comisie specială de anchetă privind activitatea Serviciului de Protecție și Pauză. Și pauză. Și pază. Așa, în condițiile în care orice om care citește cât de legislație cursiv înțelege că Serviciul de Protecție și Pază e deja sub controlul parlamentar a două comisii. Da. Comisiile de Siguranță Națională, Ordine Publică și Apărare din Senat și Camera de Deputați, că nu e nevoie de o comisie specială. Băi, hai să mai facem încă una, că până la urmă e mai bine, ce să strice. Mai bine să fie mai multe decât să fie mai puține. Știi ce nu știu telespectatorii? Că fiecare președinte de comisie are pe lângă o indemnizație specială și un aparat propriu de lucru. Și nu-i păcat să nu înființezi încă un post de președinte de comisie, dacă poți? Poate să fie toată lumea fericită. Da, noi credem că determinismul a plecat de la Pahonțu, dar poate a plecat chiar de la omul ăsta. Nu știau ce să-i dea, nu știau ce funcție să-i dea, nu știau unde să-l bage. Au zis. Cine va fi șef? Mi-ați promis președinte de comisie parlamentar. Stai, dumne, că ți înființăm. Hai răbdare. Da. Și eu acum azi nimeni. Cine mai avea de luat o funcție de președinte de comisie? Vino încoace. Comisie de anchetă. Și ce anchetăm? Nu știu, domnule, ce anchetați, anchetează ce vrea, anchetează pe Pahonțu, na, dacă îți convine. Da, pe Pahonțu, îți place să-l anchetezi pe Pahonțu? Îl anchetezi și pe Pahonțu, îți dai seama, vor ancheta și ăștia 8 luni ca să aibă omul funcția acolo. Președinte, vicepreședinte, secretar de comisie. Păi nu-i frumos, Radule? Da, vor apărea din nou imagini, discuții, se vor face, va apărea domnul Pleșoianu în cadru din nou, va avea o părere, va veni, dar domnule, nu se mai poate, va fi consternat. Pleșoianu după aia, deci sigur se vor mișca niște lucruri, va fi ceva ce ne va plăcea. Vom urmări cu atenție și îngrijorare, așa cum urmărește domnul Klaus Iohannis în momentele acestea, și stau și mă gândesc dacă nu ar trebui cumva să mai punem și noi niște muzică, exact cum au făcut cei de la Europa FM pe perioada pauzei domnului Klaus Iohannis. Adică e evident că suntem într-o pauză a domnului Klaus Iohannis. Cine face? Klaus Iohannis. Klaus Iohannis. Uite, declarații Klaus Iohannis la 8:15 va veni cu niște declarații. Hai să băgăm un pic de muzică pe perioada de pauzei, că a avut o pauză destul de mare. Între propozițiile sale. Da, auzi, dar vine și cu cumpărăturile. Adică, poate de-abia a ajuns. Bă, poate de-abia a ajuns. Eu nu știu să fie ajuns până acum. Poate acum a ajuns. De-aia și zis 8:15. Zice, bă, nu știu că, poate că... Eu, primul lucru pe care îl fac când ajung, fac declarațiile astea. Și poate că s-a gândit, în cât timp? Facem vreo jumătate de oră, până mai avem vreo jumătate de oră. N-avem noi timp să ne oprim. Ne oprim un pic, facem niște declarații. Ceva. Știi, haide că mai avem 30 de secunde până la pauză și să spun ceva interesant. Da. E toată lumea încrede și asta cu comisia de anchetă, că și PNL-ul îi place. Președintele va fi de la PNL, de la PSD, pardon, dar mă rog, n-am confundat prea mult, vicepreședintele de la PNL și secretarul de la ALDE. Și eu mă întreb așa retoric, că nu e înjurat de Mihai Gâdea, Partidul Național Liberal, de ce intră în combinații de-astea cu PSD-ul ca să ridice mingea la fileu domnului Dragnea? Dar cred că mi-am dat singur răspunsul. Ca să ridice fileu. Ca să-i ridice tot fileu da. Domnului Dragnea. Publicitate și ne întoarcem. Ortopedica. Da, bună România, ne-am întors în direct. Liviu Dragnea a întrebat și prins practic pe holurile PSD-ului astăzi. A fost întrebat în legătură cu ce s-a întâmplat aseară. Cineva l-a întrebat de maniera asta. Domnul Dragnea, v-ați uitat la doamna Chioveși sau cumva v-ați uitat la meciul dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain? A fost întrebarea cu care domnul Dragnea legitimă. A primit-o la deschiderea zilei. Și a explicat, eu nu știu cine bază acolo. Că... Păi eu sunt mai mult pe scar. Da, eu m-am uitat. Așa, pe de altă parte era interesant pentru că acest meci nu era așa ușor de urmărit, pentru că el este difuzat de către Telecom TV. A fost difuzat de către Telecom TV și sunt oameni care, uitați că am primit de la un telespectator, apropo de campania asta noastră împotriva abuzurilor pe care le fac și privații, nu numai televizor. Așa, o mică țeapă dată de cei de la Telecom aseară, multă lume n-a putut urmări acest meci, dar au plătit, oameni care au plătit însă un abonament și au făcut un abonament poate special pentru momente de genul acesta. Dar oamenii nu știau că lucrurile astea se întâmplă
constant, adică cel puțin la Telecom e mai greu să urmări, tu plătești, de plătit e ușor, da. Că nu e mare nebunie să plătești, nu știu cât e, 30 ceva euro plus TVA. Băi, asta la, se ia, banii la, la bani merge foarte bine. Deci ne. Merge brici, când oamenii sunt profesioniști. Da. Dar e o mare problemă când vrei să și vezi, pentru că înțeleg că și la meciul cu Halep au fost, da, aceleași probleme. Spune cineva că, uite, da, prima încercare fusese la un meci cu Simona Halep, pentru că ăștia au difuzat, mă rog, turnee pe care nu le puteai vedea în altă parte. În fin, un meci de Liga Campionilor, ambele încercări soldate cu un eșec. Nu am putut vedea pentru că streamingul era prea încărcat. Adică ei iau un calcul, n-au o problemă în a încasa cei de la Telecom foarte mulți bani de la mulți contribuabili care participă așa. Da, deci asta, acolo nu se blochează nimic. Vând mai multe, vând mai multe bilete decât au locuri disponibile. Exact, cam asta fac pe internet. Exact ca la tren, adică practic au vândut mai multe bilete decât au cât rezistă, vagoane. Cât rezistă internetul nostru? 1000 de oameni. Hai, vinde 10.000. Haideți că mai stau și în picioare. De se înghesuie. Se mai stai și în picioare, da. Pentru că în fotbal mai sunt și timp morți, nu trebuie să vezi chiar tot meciul. Știi, mai prinzi 10 secunde, mai așa, te ajută și imaginația. Citește în continuare. Da, iată ce a apărut pe ecranul telespectatorului care a încercat să urmărească meciul aseară. Întrebarea este cum dorim totuși în țara asta să respectăm legea, să fim corecți, dacă până chiar și o societate germană cum este Telecomul, că trebuie să explicăm, da, și proveniența, da, de unde ne vine toată chestia. De origine germană. Da. Te îndeamnă să furi, pentru că până la urmă a fost un furt. Omul ăsta a plătit niște bani acolo ca să urmărească acest meci, nu a putut urmări, dar nu numai el, mulți, am auzit și pe Dan Bâra explicând chestia. Dar mai e o problemă. Tu plătești ca să vezi meciul, deși, da, în condiții normale există tot felul de site-uri, pe, da, care nu vă invităm să le accesați, că nu-i corect, care difuzează așa, pirat, înregistrarea. O preiau, înțeapă canalul, da, și îți difuzează. Dar tu vrei să fii om corect. Dom'le, nu mă uit la oamenii ăștia care au un site pirat și urmăresc meciul. Vreau să plătesc. E, vrei să plătești, să urmărești și tu în condiții civilizate. Vrei să fii cetățean european. Ți-a intrat, da, în cap că ești european. Sau japonez, cum îi place domnului Tudorel Toader. Da. Păi, ghinion dă-ne șansa. Am înțeles că repriza a doua... Nu s-a... Repriza a doua au citit-o. Bucă, au ascultat-o la radio. De jucat ei au jucat. Deci fotbaliștii au jucat. Nu, ei și-au făcut treaba. Ei nu s-a blocat nimic. Nu PSG-ul a dat țeapă, da, sau Real Madrid-ul. Băi, deci practic... Da, Telecom-ul. Uite, o problemă între PSD și PSG. Adică... O confuzie. E, dacă era PSD, poate te așteptai. Dom'le, poate n-au mai intrat aia pe teren. Uite, au intrat în schimb astăzi liderii PSD pe teren și, de exemplu, liderul PSD Vaslui a venit și cu o declarație. Domnule, a venit cu o declarație teribilă. I-a făcut drogați pe oamenii din... Deci, practic, la cât a trecut de la asta momentul... Asta nu-i declarația de la mineriată? Ba da. Dânsul a fost miner când era mic? Nu. Era securist îmbrăcat în miner? E miner acum. Nu, e securist îmbrăcat în miner acum? Hai să-l ascultăm. Liderul PSD Vaslui, vorbind despre mineriadă. Nu sunt cetățenii creați pentru DNA, ci DNA-ul este creat pentru aceia dintre cetățeni care săvârșesc infracțiuni care să încadrează în raza sa de acțiune. Unii v-ar putea suspecta, domnule Buzatu, că minimalizați pe undeva importanța faptelor de corupție. Cum le-ați răspunde? Nu minimalizez, dar nu exagerez ca aceia care fac. Am văzut că îi ucid corupția, am văzut că le face nu știu mai multe acțiuni, dar nu prea îi ucid narcoticele. Da, liderul PSD Vaslui, declarând că nu sunt uciși totuși de narcotice, insinuând într-un fel că sunt sub influența narcoticelor oamenii. Cam ce asta se produce logic. Drogați pe protestatarii, da, rezist. A zis vă ucide corupția, dar drogurile nu vă ucid. Pe drogurile nu te pot ucide decât dacă le consumi. Deci protestatarii rezist sunt drogați din punctul de vedere al domnului Dumitru Buzatu de la PSD Vaslui. Da. Mai eu nu o să spun nimic despre PSD Vaslui, că o să se supere cei de la PMP Vaslui, că ea sunt cei mai vocali, da, Buzat, domnul Bichineț. Buzatu nu era la Ploiești? Adică nu, Cosma nu era ea Buzata? Sunt mai mulți. Sau Abuzata era ea, sau nu știu cum era. Mă rog. Acefal înseamnă fără cap. Abuzată clar nu e, dacă clar asta înseamnă fără buze, doamna Cosma. În fine. Domnul Buzatu, da, are genul ăsta de apucături PSD-iste pe care noi le-am văzut de-a lungul timpului, în care oricine ți-e contrar, e un drogat. Da. Dar pune și Giovanni Becali când se certa cu oamenii și cu Cărtianu când se certa și îl făcea șpăgar, bețiv și încerca Cărtianu să-i ridice glumițe și drogat. Dom'le, drogat n-am auzit. Dom'le, a auzit Dumitru Buzatu de drogați la protestele. Dar ce interesant cu omul ăsta Buzatu este că domnul lider al PSD Vaslui Buzatu mare domn ne-a confirmat faptul că va intra în direct la ora 7. În acest moment producătorul nostru sună pe domnul Buzatu și domnul Buzatu nu mai e atât de nonșalant în declarații. Cum l-au găsit astăzi declarațiile pe domnul Buzatu când e vorba de intrat în emisiunea asta,
Bă, parcă s-a mai domolit un pic. Ia stai să stau eu liniștit acasă, ia să mă uit eu frumos în altă parte. Stau eu liniștit, pare că nu s-a întâmplat nimic. Ia să o tratăm așa. Adică eu pledez într-un fel și pentru un tip de curaj, bă, dacă ai făcut niște declarații, susțineți-le, că da? De-aia te sunam, da? În acest moment. Mai vrei niște declarații de la domnul Buzatu? Hai să-ți dau o declarație, da, de la domnul Buzatu, care s-a declarat taliban. Nu știu dacă domnul Buzatu știe ce înseamnă taliban. Taliban, da. Da? Adică sper că n-aleargă pe străzi țipând Allah Akbar. El s-a gândit că e cu bani și a zis, da, domnule, vreau și eu cu bani. Taliban. Când e vorba de bani, vreau și eu, chiar și taliban, așa. Pe 2 februarie 2017, Dumitru Buzatu, enervat de protestatarii rezist, spune în felul următor. Ideea de a dezbate câteva aspecte legate de situația actuală este una foarte bună. Da. Era de acord să se dezbată. Dar spre deosebire de președintele Liviu Dragnea, eu fac parte din aripa talibana PSD și nu mă interesează nici măcar 100.000 de răgălii adunate de undeva. Deci da, protestatarii rezist, oameni care îi plătesc salariul domnului Buzatu de până 92, când a intrat domnia sa în politică, și a dat seama că munca e grea, domne. Dar munca e pentru tractoare. Și a intrat în politică și a devenit deputat PDSR. Da. Până a ajuns el președinte de Consiliul Județean, că domnul Buzatu, îți dai seama că nu se duce la muncă, se duce la politică. Așa, consideră contribuabilul român o răgălie. Acum, domnul Buzatu, dar ce v-a speriat, domnule, așa? V-ați închis telefonul, v-ați baricadat în casă, credeți că venim după dumneavoastră? Gata, liniștiți-vă. Domnul Buzatu a promis că intră în direct și uite că nu intră domnul Buzatu. Că s-a panicat, e panică mai. Dar minciuna ucide? Da, vreau să vă lăudăm, domnul Buzatu. Nu vă mai panicați așa, domnule. Vreau să vă ridicăm un pic în slăvi. Să vă explicăm faptul că, domnule, arată foarte bine România, mai ales în zona Vaslui lui, nu sub, această guvernare a PSD-ului. Da, nu știu dacă domnul Buzatu, pe care îl întreb în continuare, dacă corupția nu ucide, poate minciuna ucide, că și asta e așa, o întrebare, da? Așa. Citește un ziar local, Vremea Nouă. Da. Și vede acolo găști de copii vandali. Și îl interesează acest aspect. Sau dânsul e cu protestele de la București și nu mai are timp de Vaslui. S-a luat cu protestele și vreau să... S-a luat cu treabă la București. Păi vedeți de Vaslui acolo, că vă plătesc oamenii aia ca să trăiți bine de tot, că președinte de Consiliul Județean înseamnă în limbaj curent baron local. Da, ideea este că domnul nu exagerează cu anticorupția, exagerează cu corupția. Adică problema în România nu e că se exagerează cu anticorupția, e invers. Adică exact așa, doar că un pic invers. În schimb, mai avem un primar, tot așa, cu corupția și ăsta, tot așa. Primarul din Alexandria. De regulă, primarii. Domnul Victor Drăgușin îl cheamă. Da. Dăm așa, domnul Victor Drăgușin. O turnură favorabilă. Așa, domnul Victor Drăgușin, domnul, dă interviuri pentru o televiziune din Olanda venită aici tocmai în ideea asta cu anticorupția, să facă niște reportaje, să vadă ce se întâmplă în țărișoara asta. Deci am și o întrebare. Au venit oamenii din Olanda, că lasă-l pe Drăgușin, că îl cunoaștem. Deci vii din Olanda și te gândești cu cine să vorbesc eu despre corupție? Cred că mă duc la primarul din Alexandria, bravo. Păi de ce nu mergem în Alexandria, domnule, să discutăm acolo? Dar tu ce-ți vă, domnule, și vorbiți cu primarul din Alexandria, hai olandezilor? Să vedem, să-l ascultăm. Opoziția n-a venit cu un articol din cel nou, propus de PSD. Domnule, cu unul să spună, ăsta limitează drepturile magistraților sau diminuează lupta anticorupție. E aruncată la nivel general că justiția are de suferit și că nu vom mai avea act de justiție în România, corupția nu poate să dispară. Cât timp vor fi bani, cât vor circula bani pe pământul ăsta, va fi corupție. Și atât care este problema. Problema este că sunt bani, dar există și problema în care în România nu prea sunt bani pentru că există corupție, adică există și determinismul invers. Noi ne gândim că e corupție pentru că sunt bani, dar în România să știți că în mare parte problema e inversă, adică nu sunt bani pentru că e corupție. Dar tu ai senzația că domnul Drăgușin vorbea de cetățeni? Uite, sunăm chiar acum la s-a dus în sediul de partid și a văzut că-s bani. Poate, corect. Păi cum să nu fie corupție aici? Poate domnul Drăgușin nu are curaj să răspundă la telefon și la câteva întrebări, că până la urmă așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie viața. Știi vreun pic de olandeză? Bă, le iau în olandeză, le iau tare. Zi în olandeză, că nu mai vorbește cu presa din România, uita mai primar. Le iau în engleză ca să le zicem că suntem de la BBC. Poate nu mai vorbește cu presa din România. Nu vorbește cu presa străină, domnule. Domnul Drăgușin și-a dat seama, bă, o iau direct acolo, nu mai stau, mai pierd timpul cu ăștia de pe aici în zonă. Cu românașii. Nu? Da. Nu? Nu? Nu sunt bani, nu e corupție, nu răspundeți? Nu răspunde domnul Drăgușin. Dar cum l-au găsit jurnaliștii ăștia, că nu poți depășesc momentul? Jurnaliștii ăștia olandezi s-au dus așa fir întins, cum îi place domnului Dragnea să spună. De acolo vine toată... A zis, domnul, mă duc în Alexandria. Și unde? Îți dai seama că s-au dus aia cu fișa să le aprobe redactorul, șeful de plasare, încotro. Da. Alexandria, județul Telerman. Oftim? În ce sens? Nu, mergem să facem o anchetă.
Mă, oameni buni, care ești, mă, de acolo și ai rude și vrei să le vizitezi pe banii redacției? Ăștia... S-au dus în Alexandria. Mergeți în Alexandria, da, că n-am. Drum bun. Și mergem și noi către ministrul energiei, domnul Anton, care astăzi a avut o prezență consistentă până la urmă. O simfonie de politician, domne. O simfonie. Practic o redundanță de politician, domnul Anton.